Dați-mi voie să supun atenției colegelor mele și pe urmă votului o rezoluție inițiată de Organizația de Femei. Participantele la Conferința Națională a Organizației Femeilor Social-Democrate, desfășurată în data de 4 octombrie 2015, își exprimă deplinul acord față de hotărârea Comitetului Executiv al PSD ca la alegerile de partid din 11 octombrie 2015, Liviu Dragnea să candideze pentru funcția de președinte al Partidului Social-Democrat. Femeile social-democrate susțin întru totul această candidatură, fiind convinsă că Liviu Dragnea are forța și capacitatea necesară pentru a conduce partidul, astfel încât anul 2016 să fie un an al victoriei, atât la alegerile locale, cât și la alegerile parlamentare, iar Partidul Social-Democrat să fie și să rămână cea mai puternică forță politică din România. Supun votului dumneavoastră aprobarea acestei rezoluții. Cine este pentru? Mulțumesc. E cineva împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate de voturi, această rezoluție a fost aprobată. Mulțumesc și eu, Viorica. Dați-mi voie acum să vă întreb pe dumneavoastră, înainte de a o chema pe Silvia Mihalcea, președinta Comisiei de Propuneri, având în vedere că Viorica este împreună cu noi și este cea care ne va reprezenta și împreună vom construi, dacă sunteți de acord să facem vot deschis. Și pe aceasta mulțumesc, eram convinsă și pe această cale vreau de acum să o felicit pe Viorica Dăncilă, să-i urez succes, noroc, bază și împreună să facem ca și până acum o echipă minunată și eficientă. Dați-mi voie acum să prin aplauze. S-a votat prin aplauze. Domnul președinte spune să supun la vot. Nu e așa că toată lumea este de acord? Domnul președinte, e unanimitate. Încă o dată felicitări, Viorica. Îmi spune Vali că au votat și colegii mei, așa că vă mulțumim. Vedeți, de aia suntem noi o echipă și o forță. Te rog frumos, Silvia, dați-mi voi acum ca Silvia să facă, să vă propună pe cele 21 de colege care vor alcătui echipa de vicepreședinți ai OFSD. Te rog, Silvia. Candidată pentru funcția de vicepreședinte, Arcan Emilia, Bărbulescu Alina Costina, Bucura Oprescu Simona, Coman Gabriela, Dărămuș Marcela, Dobre Aurelia, Drăghici Grațiela Aurelia, Drăghici Sonia Maria, Drețcanu Doina Micșunica, Gâju Mariana, Intotero Natalia Elena, Ionescu Fabioara, Ivancia Mihaela, Jugănaru Anu Rosmari, Nicula Tudorița, Pană Doina Adriana, Precup Maria, Roșca Lucreția, Șarapatin Elvira, Savu Ilana, Surulescu Aurelia. Dragele mele, mai sunt alte propuneri pentru vicepreședinte? Nu. Atunci supun la vot componența nominală a echipei de vicepreședinți a OFSD. Cine este pentru? Mulțumesc. Este cineva împotrivă? Nu. Se abține cineva? Nu. Cu unanimitate de voturi, echipa de vicepreședinte a OFSD a fost aleasă. Felicitări și succes! Dați-mi voi acum să trec la următorul moment. Este momentul alegerii continuității în funcția de secretar general a Mariei Lazăr și supun la vot această propunere. Aplauzele dumneavoastră sunt elocvente. Este cineva împotrivă? Nu.
Se abține cineva? Nu. Deci Maria Nuna, cu unanimitate de voturi, vei fi în continuare sufletul organizației, așa cum a remarcat și domnul președinte Liviu Dragnea. Am fost mai mult decât încântată, chiar surprinsă. Eu consider că a fost o conferință altfel decât până acum, cu mesaje de la femei politicieni de mare anvergură care au schimbat tonul acestei vieți în politică și a demonstrat că femeile nu trebuie să-și cerșească procentul pentru a fi recunoscute ca valori în sistemul politic, ci au demonstrat prin ceea ce au făcut. Katia Dronescu și toate celelalte colege ale noastre sunt femei remarcabile din toate punctele de vedere și astăzi au avut curajul să dea un suflu nou conferinței și, după cum ați văzut, sala a reacționat și bărbații și-au schimbat discursul, consider eu, adaptându-se la aprecierile care le se cuvânt femeilor. Ce înseamnă pentru dumneavoastră, iată, această funcție de vicepreședinte? Eu mă simt puțin măgulită. Astăzi am fost cam mult lăudată de liderele noastre de la nivel național și funcția care mi s-a oferit, pe care cu greu am acceptat-o, pentru că eu am destul de multe funcții și destul de puțin timp pentru a mă implica. Femeile au spus, cele de la nivel național, că eu nu trebuie decât să particip, pentru că știu ce trebuie să fac și fără să-mi aloc foarte mult timp, și este o onoare ca din 15 femei din teritoriu, una să fiu eu, ținând cont că suntem 41 de județe. Deci nu numai că mă măgulește, mă onorează, și chiar dacă n-am fost până acum pe această funcție doar ca și în birou membru, aveam funcții de a conduce un departament, se confirmă aprecierea pe care am simțit-o până acum și le mulțumesc și să le spun că nu numai recunoștință am pentru ele, ci și dragostea mea, și faptul că au considerat că trebuie să fac parte din echipa lor mă obligă să fiu la fel de responsabilă cum sunt în tot ceea ce fac. Organizația Femeilor Social-Democrate este în primul rând importantă pentru mesajul pe care îl transmite în fiecare zi în societate. Lângă mine este un model de excepție, un model de om care este devotat valorilor social-democrate, dar în primul rând care este devotat cetățenilor din comunitatea pe care îi reprezintă. Maria Precup, primarul orașului Reghin, și mulțumesc pentru tot ceea ce face pentru români și pentru comunitatea pe care o reprezintă cu cinste. În continuare, Organizația Femeilor Social-Democrate va face toate acțiunile și va lua toate măsurile prin programele pe care le-a adoptat azi, în așa fel încât respectul și demnitatea pe care femeia o are în societate și statutul ei să fie recunoscute și, deopotrivă, să putem să îmbunătățim viața lor de zi cu zi. Eu, doamna ministru a fost foarte generoasă, dar este etalonul meu în viață și admirația pe care o port m-a obligat să nu o dezamăgesc. Tot timpul am fost stresată că nu o să fiu la înălțime și faptul că mi-a acordat întotdeauna atenție mi-a dat și curajul că pot să lupt și pot să și câștig primăria chiar dacă n-aveam nicio șansă. Iar ceea ce am făcut în mandatul meu îi datorez și doamnei ministru și în general guvernului și domnului prim-ministru. Cu siguranță aș vrea să nu vorbesc despre persoană, nu aș vrea să vorbesc despre Viorica Dăncilă, aș vrea să vorbesc despre un proiect pe care Organizația Femeilor Social-Democrate l-a lansat pentru toate femeile din România, un proiect în care sper eu să se regăsească fiecare femeie, indiferent de domeniul în care lucrează. Este pentru mine o mare responsabilitate, în același timp și o mare onoare, dar în același timp am încredere că, așa cum le știu eu pe social-democrate, vor da dovadă și de acum încolo de multă implicare și știm cu toatele că femeile sunt întotdeauna implicate, pun mult suflet în ceea ce fac, indiferent de domeniul în care vorbim. Eu sunt convinsă că Organizația de Femeilor Social-Democrate nu numai că va ocupa primul loc pe scena politică, comparativ cu celelalte organizații de femei, dar se va dezvolta, se va moderniza, va pune mult accent pe comunicare și cred că în cadrul organizației noastre nu numai că se va găsi fiecare membră a Partidului Social-Democrat, dar cred că se va găsi fiecare femeie din România.
primarul nostru, Maria Precup, care, iată, este de astăzi vicepreședinte. Când spui Maria Precup, spui un om foarte implicat. Eu sunt foarte mândră de faptul că Maria Precup a fost și este vicepreședinte. Maria Precup poate fi un exemplu și sunt convinsă că este de ceea ce înseamnă femeie social-democrată și spun acest lucru pentru că este interesată de soarta familiilor, soarta comunității ei, de ceea ce înseamnă dezvoltarea comunității ei, dar în același timp, prin energia pe care Maria ne-a dat întotdeauna dovadă că o are din plin și este implicată și în ceea ce privește politicile adresate femeilor la nivel național. Sunt convinsă că Maria Precup va fi încă un mandat și poate mai multe primar la Reghin și Maria trebuie să fie convinsă că noi femeile social-democrate vom fi în primul rând pentru a o susține în această activitate, în această funcție, pentru că noi considerăm că este un plus pentru Reghin, un plus pentru Mureș și cred că poate fi un exemplu pentru toate femeile. Am văzut în Maria Precup o femeie care nu numai că se adresează femeilor social-democrate, dar o femeie pe care toate femeile trebuie să o ia ca și exemplu de ceea ce înseamnă implicare, de ceea ce înseamnă solidaritate cu alte categorii sociale, de ceea ce înseamnă profesionalism și corectitudine. Vorbesc cu mare drag de prietena și vicepreședinta Maria Precup. În primul rând, apreciem că a fost o reușită conferința noastră, pentru că nu numai că ne-am ales o nouă echipă, în care am inclus și colegii din vechea echipă, tocmai pentru a realiza o continuitate și un echilibru între generații. Dar, pe de altă parte, am adoptat un proiect, cred eu, modern, care va permite nu numai un trend pozitiv al organizației femeilor social-democrate, dar și niște proiecte care să slujească pentru toate femeile din România. Între vicepreședinți se află și Maria Precup, pe care ați cunoscut-o și recent, ați fost la Târgu Mureș. Da. Da, Maria Precup este o femeie de valoare, nu numai pentru că este primar, ci pentru că se implică foarte mult în activitatea organizației de femei la nivel național și în proiecte care depășesc, ar zice, cadrul organizației noastre, tocmai pentru probleme sociale și noi o apreciem foarte mult. Care sunt concluziile dumneavoastră după această conferință? Păi, totdeauna o conferință este și un prilej de a-ți încărca bateriile cu energia de care ai nevoie să-ți derulezi activitățile din proiectele pe care ți le-ai propus. Eu cred că femeile arată și ceva în plus, solidaritatea pe care trebuie să o luăm în considerare, cu atât mai mult cu cât pot să transmită și spre societate aceste valori. De aceea mă bucur că astăzi ne-am întâlnit, pentru că sunt convinsă că toate aceste energii se vor duce spre societate în a face mai bine și mai mult. Ce credit acordați noi conduceri? Toate creditele pe care le am la îndemână îi le acord și sunt în același timp convinsă că nici un președinte sau o președintă de organizație n-ar putea să facă singur tot ce trebuie făcut. Și ca urmare, mă bazez pe echipă și sunt convinsă că împreună lucrurile pot merge mai bine. Între vicepreședinți se află și doamna Maria Precup, pe care o cunoașteți bine. O cunosc, am și lăudat-o aici, pentru că am cunoscut-o în campania electorală la Reghin, atunci când se străduia să convingă cetățenii Reghinului că poate fi un primar foarte bun. Am fost ulterior de mai multe ori și m-am convins că este chiar un primar foarte bun și merită să o sprijinim să continue ceea ce a început la primărie. Concluziile dumneavoastră după această conferință? Am o impresie foarte bună că organizația de femei a Partidului Social Democrat, dincolo de faptul că este și foarte frumoasă, că sunt numai femei frumoase, este o organizație care ține ritmul cu mersul societății, este o organizație foarte determinată să se implice în viața politică și va avea sprijinul meu și sper să am și eu sprijinul lor ca în România, societatea românească, femeia să capete un rol din ce în ce mai important, pentru că sunt foarte rare, extrem de rare cazurile când atunci când pui o femeie undeva,
să conducă ceva, lucrurile nu merg bine. Se vede și la Reghin. Doamna primăriță este o colegă respectată în tot partidul pentru ceea ce face acolo, e respectată și de cetățeni și cred că exemplul dumnei poate fi multiplicată foarte multe locuri în țară. PSD-ul o face asta.